Ați văzut vreodată un lepros? Strașnică viața lui. El niciodată n-a să aibă în patul lui nevastă, în bucătăria lui copii, pentru că el gata, la dânsul viața e legată. Leprosul ajunge la așa o stadie că el trebuie să meargă așa. El așa trebuie să meargă. Nu trebuie să îndoaie genunchi, nici cotul repede, că oricând se poate crăpa carne pe el. El nu poate să spună în genunchi și așa, pentru că oricând îi crapă și înapoi nu se coase, e strașnic. El așa merge. Acum, uite atent, în Marcu 1:40. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curăți. Dacă vrei, poți să mă curăți. Da? Uite atent. Dacă vrei, poți să mă curăți. Leprosul ce a făcut? El a zis, chiar dacă. Leprosul așa a venit la Iisus. El știa, cum credeți, el știa că Iisus poate. Știa sau nu? Uite atent în cuvânt, acolo spune, dacă vrei, poți să mă curăți. Nu l-a întrebat, dacă vrei, poți să mă curăți. Dacă vrei, Iisuse, eu știu că tu poți să mă curăți, dacă vrei. Și acum, e că el vinea, nu mai închipuiți-vă un pic, el lasă satul de leproși, iese pe sub gard, așa cum poate, și încetșor, legat tot la față. Pentru că noi când știm în Biblie că e că vine un lepros, ne pare că vine un om așa ca noi. Nu, aici merge vorba de un om care îi crapă carne pe el, i-a căzut urechea nas și el vine spre Domnul Iisus. Nici mama nu-l poate ajuta. El știe că nimeni nu-l poate ajuta. Nici un doctor. Unii oameni, unii doctori vroiau să-l ajute pe lepros, dar nu puteau. Ei, când e cu Iisus, leprosul spune, dacă vrei, că eu știu că tu poți, numai dacă vrei. Și el vine... Și uite atent ce scrie acolo în Biblie. Ce a făcut leprosul când a venit la Iisus? Cum credeți? Asta e o lucrare mare pentru el, la sănătatea lui, să se arunce, să-i crepi tot de pe el. Să se arunce înaintea lui Iisus. Așa că e un lucru mare. Știi? Uite, el era sincer sau nu? Cum credeți? Când el a venit la Iisus, a venit sincer. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Și îl ruga și zicea, dacă vrei, eu știu că tu poți, dacă vrei, poți să mă vindeci. El, fraților, fie atent, vină ca leprosul înaintea Domnului, când vii într-o ce, să te rogi, cu o cerință înaintea lui Iisus, aruncă-te în genunchi. Când zic aruncă-te în genunchi, nu zic numai fizic, ți-ai îndoie genunchiul, dar inima ta trebuie pusă în genunchi înaintea Domnului. Amin? Tu când vii, nu vine pur și simplu, Doamne Iisus Hristos, dar tot puternic, care a venit, ai dres, ai făcut, Doamne, nu, Iisus Hristos, amin. Nu așa. Dar aruncă-te în genunchi înainte, inima să-ți fie în genunchi. Doamne, eu mă arunc în genunchi. Și după asta, după ce te-ai aruncat în genunchi, Iisus, eu știu că tu poți. Dacă vrei, Doamne, poate tu nu vrei azi. Eu nu spun că azi, dar poate tu nu vrei, dar dacă vrei, eu știu că tu poți. Vreau să-ți dau o întrebare. Crezi tu, măcar un pic, hai că leprosul l-a văzut pe Iisus, noi nu l-am văzut, dar crezi tu măcar un pic că Iisus poate? Crezi? Crezi că El poate chiar dacă încă nu te-a vindecat? Un om făcea multe, Domnul făcea prin el multe minuni și mulți se vindecau de cancer. Și la urmă el moare de cancer în patul. Și el spune, chiar dacă mor de cancer, eu cred că Domnul poate vindeca cancer. Tu crezi că Iisus poate? Da? Aruncă-te în genunchi. Uite mai departe. Spune așa. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fii curățat. Sunt cazuri când tu ajungi ca un lepros, când anume nici biserica nu se înțeleagă, pentru că e corect să nu te înțeleagă câteodată biserica. Noi câteodată credem că biserica trebuie să înțeleagă toate lucrurile, dar ei doar tot sunt oameni care tot nu înțeleg câteodată nimic. Toți noi așa suntem. Eu sunt presbiter și ciul înțeleg pe toate. La mine vin frate Dumitru, ce părere? Eu zic, n-am idei. Nu știu.
Iisus Hristos câteodată îi place ca biserica să nu știe că omul să-L caute pe Iisus anume. Dar leprosul în cazul ăsta, el știe că există numai un cineva în tot globul, care numai acel cineva o să înțeleagă cauza lui. Și că el merge către Iisus, spune: Iisuse, dacă vrei, eu știu că tu poți. Iisus s-a făcut milă de el. Vreau toată viața, dar eu înțeleg că Domnul e foc mistuitor, cum spun mulți, dar totodată nu uita că Domnul, mai mult decât foc mistuitor, Iisus e dragoste și milă, bunătate. Amin? Știți, fiecare prezintă pe Dumnezeu uneori după el. După el. Uite, dacă eu sunt mai zgârcit, apoi eu am să-L prezint pe Dumnezeu un Dumnezeu zgârcit. Eu am să zic: Domnul zice să fii chepzuit. Știi? Dacă eu sunt mai darnic, eu am să spun: Dumnezeu e bun. Nu? Dacă eu sunt mincinos, să spun: da, Avram cu Sara acum. Mamă, zice. A să-mi găsesc cum am mințit Avram cu Sara, știi? Cu faraonul am mințit. Viază, e scris, știi? Tu apropii-te de Biblie, nu, uite, banditul când se apropie de Biblie, el se uite: cereți și vi se va da. Înțelegi? El tot își scoate un verset din Biblie. Apropii-te de Biblie cu dragoste. Vezi-L pe Iisus, milă, bunătate, dragoste. Și dacă tu-L vezi așa, eu ți-i spun, tu îi scânți din toată inima, îi stinchini din toată inima, îi stirogi cu inima în genunchi, din toată inima, dacă tu îi salvezi pe Iisus milă. Uite aici spune, Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc. Dar știți de ce Domnul voiește? Cum credeți, de ce voiește? De asta că el a venit sincer sau nu? Spune, de câte ori tu n-ai fost sincer și el totuși ți-a făcut bine? A? Ești tot așa mai morocanos. Și când tu ești, tot e bine. Când tu, ascult, frate și soră, Domnul nu îți dă de asta că, de asta că cine ai fi tu. El îți dă de atât că asta e el așa. Dacă el e bun. Spune, de câte ori copilul tău ți-a răspuns poate înapoi. Da, copiii de pocăiți, s-a întâmplat cu răspuns și tu a treia zi cumperi pantofi. Nu de atât că el ți-a răspuns așa, de atât că tu ești așa. Da? Iisus e dragoste, Dumnezeu e iubire. Amin? Amin. Iisus s-a atins de el. Da, într-adevăr, asta era și sincer. Iisus s-a atins de lepros. Mergem mai departe. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățat. Îndată, știi, învață un lucru. S-a curățat îndată, totodată, pentru că a venit îndată. Când tu ai o problemă, frate și soră, învață de la lepros. Tu ai o problemă, afli că Iisus este viu, tu ai aflat că Iisus este viu. Vin îndată. Vrei problema ta să se rezolve, ascultă. Și mai ales tu vrei îndată. Oricare din noi vrea să se rezolve îndată. E drept? Ascultă, dar poți să vii mai îndată. Vin îndată la Iisus. Vin îndată și El o să te rezolve îndată. Dar cum asta? Păi vin îndată. Când aveți voi aici în timpul săptămânii biserică? Miercuri-seară. Vin îndată miercuri-seară. Îndată vin, fii primul. După asta îndată vine duminică. Duminică când se întâlnesc, îndată tu ești aici. Și atunci când tu ești un om care îndată, Zaharie, toți de oameni din Biblie, îndată, când trebuia îndată, cuvântul Domnului, Domnul a spus îndată. Dumnezeu răspunde acolo. Dar când tu zici, ei, eu bolnav sau cum sunt eu mai, eu știu, mai asta, dar eu vin la biserică, dar mă duc la casa Domnului, nu știu, știi, unii oameni se poartă așa, parcă casa Domnului n-ar mai putea fără ei, știi? Am să văd dacă mă duc, te rog nu vini, pentru că tu disprețuiești casa Domnului. Oamenii s-au învățat să disprețuiască uneori, ca și cum nu vin, că n-ar veni la biserică pentru Hristos, dar am să văd dacă le fac în ciudul lui sau lui, nu mă duc. Cânți azi o cânta? Nu, azi nu cânt. Știi, parcă mie îmi cânți, nu înțeleg. Laudă-L pe Iisus. Laudă-L îndată, ca în timpul cântării când tu cânți. Știind că e viu, pot învinge-te-a. Ca la tine ficatul să vindici în timpul când tu cânți.
Cântă îndată înaintea Domnului. Fii sincer, că lepros. Amin? Amin. Amin. Uite, eu i-am spus lui un om așa, soția lui a zis, Dumitru, a meu, nici nu vrea să audă de casa Domnului. Tot desprețuie casa Domnului. Nici nu vrea să... O fost ce-o fost, dar nu vrea să audă de casa Domnului. O fost cândva botezat, tot, l-a băgat acolo în apă, în apă. Dar nu vrea să audă de casa Domnului deloc. Eu, fraților, Dumitru, am bunătate în mine, mi-a dat Domnul, am pace, am bucurie, dar unul din lucrurile care mă irită câteodată, asta e, când văd că se disprețuiește casa Domnului, eu zic, te rog, nu mai cânta dacă tu ai venit așa nici într-un caz. Și îmi zice, soțul meu nu vrea nici să audă, nici... Ei, eu zic, hai să ne întâlnim, dacă și cum voi veniți prin partea aia, altul, eu prin partea asta, altul. Am făcut, am pus la cale. Când am venit, ne-am întâlnit față în față, eu zic că pace vouă. Dar el zice, dacă vrei să mă chemi la biserică, deodată îți spun. Nici nu încerca, pentru că soție, soacră, știți cum sunt oameni care dau din... Mătușă, toți mă cheamă la biserică. Eu zic, ei te-o chema pe tine la biserică? Ei glumesc. Cum îi poți să facă din astea? Eu te rog, n-ai ce căuta la casa Domnului. Acolo e pentru sfinți, măi, care merg în cer. Ce să cauți tu la casa Domnului? Eu te rog, n-ai ce... Zic, dacă te văd acolo, am să te rog să ieși afară. El îmi zice, dar ce ai tu să mă oprești? Eu dacă vreau, vin. Eu dacă vreau, vin. Și cine ești tu să mă oprești? Și eu am arătat casa Domnului scumpă, măi. Asta e casa Domnului. Nu? Și el a venit, s-a așezat cu două rânduri acolo în urmă și eu am arătat să ies afară. Dar el... Sincer, da, omul vine sincer. Eu trebuie un pic să-l împing, ca el să dea înapoi. Ca copii, știi, nu pune mâna, pun. Pune mâna, nu pun. Uite, atent. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis să nu spui nimănui nimic. Și du-te de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei. Ascultă, când Iisus l-a vindecat pe lepros, numai un pic închipuiți că a avut lepră, eu știu, 15 ani. Când Iisus l-a vindecat pe lepros, cum tu crezi? El era bucuros. Dar știi cât de bucuros era? Adu-ți aminte când tu prima dată ai nimerit în Italia, încă când se venea ilegal. Și când tu ai deschis ochii și ai văzut, wow, tu doar nu știi cum arată babile la care trebuie să lucrezi. Tu când ai venit, tu te-ai bucurat, tu ai zis, wow. Leprosul, el s-a bucurat de 200 de ori mai tare decât tu ai zis, wow. Când el a văzut că la el picot a apărut pielea, când a văzut că pe genunchi a apărut nasul, i s-a pus la loc și ureche. El când a văzut, el s-a uitat la Iisus, dar de bucurie nu-l mai vedea. Asta e părerea mea și sunt sigur de asta, vă arăt acum și în Biblie. El nu-l vedea pe Iisus. Știi ce era la el în cap? Cum credeți voi, ce era la el în cap când s-a văzut vindecat? Să mă duc să le spun la toți. Spune, el era sincer sau nu? Spune tu, ai, nu-l judecăm tare pe lepros, tu aveai să spui la toți sau nu? Tu prima ce făceai, mai ales ca români. Numai o bicicletă dacă îți cumperi deja, tot Facebook. Dar nimeni arată că roțele sparte, numai sus. Okay. Dar tu ești sincer, tu nu poți sta și tu să te duci și spui la toți. Și leprosul era sincer, eu nu-l judic. Eu dacă eram în locul lui, eu îi spuneam lui Iisus, Doamne, spune mai repede că eu am plecat. Domnul Iisus îi spune așa, i-a poruncit cu tot din adinsul să plece numai decât. Și a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei. Știți că Moise a poruncit? Când cineva se vindecă, vii la preot, întâi arăți boala preotul. Preotul Aron se uite, aha, aici atâtea pieti tot,
După asta preotul spune, du-te în afară stanului lui Israel, stai acolo 7 zile sau cât 9 zile, cât spunea, și după ce stătei, dacă te vindecai, după ce el te-a uns, vine înapoi și arătai, uite, m-am vindecat. Acum, toți leproșii în orice țară, ei toți sunt scriși într-un registru, știm toți, nu? Toți sunt scriși într-un Andrei lepros, Vasile lepros, toți acolo. Ei scriși, preotul știa în Israel despre leproși, că asta era o lucrare leviților, a preoților. De atâta Domnul Iisus Hristos îi spune, ascultă, înțeleg, Domnul Iisus spune, înțeleg că ești sincer, ai avut suferința asta în trup atâți ani. Dar acum eu îți spun ții, ca om, du-te și te arată întâi preotului, pentru că la el ești scris în catalog. La el în registru ești scris, du-te și te arată preotului. Nu mai treci pe la nimic, ca acuși o să zic preoții că te-a vindecat Moș Gheorghe din satul vecin. Fugi repede la preot, te-ai arătat ca preoții să facă. Asta da, știi? De asta ce a făcut? Uite-te. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gură mare lucrul acesta. Da, să citesc altfel. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gură mare. Eu îl înțeleg. Lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Spune tu, o procedat înțelept? Da, dar el era sincer. Mai omul e sincer, mai. Frate Dumitru, eu sincer. Mare treabă. Eu vreau tu să fii și înțelept. Eu sincer din toată inima m-am dus și am spus. Ia că la mine două măsele stricate, eu sincer din toată inima. Un picior un pic aici, mi-a ieșit o venă pe picior, eu din toată inima. Acum tu înțelegi de ce nu te măriți? Tu trebuie să fii înțeleaptă, nu spune că n-ai doi dinți. Du-și ți-i pune întâi. Da, dar eu sincer, înțelegi, am arătat că la mine sunt flată aici la picior. Nu, dar tu fii înțeleaptă. Fii înțelept, sincer, eu înțeleg, sincerul Dumnezeu îi place. Dar înțelept unde? Asta era sincer și neînțelept. Voi vă dați seama, din pricină la un om, Domnul Iisus Hristos nu era primit în cetate, în nicio cetate, în momentul ăla, în vremea aia. Și Domnul Iisus, îți dai seama, cetatea stătea ca cetatea, Padova sau cum aici se numește, și Domnul Iisus nu avea drept când farisei toți opreau deodată, n-ai voie, și el stătea în locuri pustii și toți veneau la el, care veneau și el îi vindeca, le vorbea, le dăruia mântuire, dar care credeau. Domnul Iisus Hristos, din pricina la asta, la un om trebuie să stea în locuri pustii. Frate și surori, vreau să-ți dau o întrebare. Nu cumva. Tu trebuie să te cercetezi. Când tu te duci acasă, zici, Doamne, eu vreau să fiu sincer, că dacă nu sunt sincer, nu pot să mă închin. Dar nu cumva tu, din pricina mea, nu intri în neamul meu, stai undeva în pustiu și trebuie să strecoare câte unul, doi din pricina, că e ca eu să așa de sincer, mă rog. Eu stare sincer la Amelie. Sincer asta înseamnă Domnul Iisus vrea să intre în neamul tău, în neamul tău care nu se întorci la Iisus, să intre în neamul tău cu Iisus. Și când tu ai intrat în neamul tău, tu arăți acolo dragostea lui Hristos, cu alte cuvinte, lași pe Iisus să vorbească, da, în neamul tău, se schimbă lucrurile altfel în neamul tău, tu ești plăcut om. Dar când tu te duci în neamul tău, de exemplu, și repede spui, eu în față vă spun, eu am fost lepros, am fost vindecat, tu te repede, și așa îl prezinți pe Iisus într-un mod încât pe El nu-L mai primește nimeni în cetate și trebuie să vorbească în locuri pustii. Pe de parte, fraților, înțeleg că dacă Iisus Hristos intra în cetate, în oraș, acolo aveți vii toți la El, dacă vineau toți la El, Iisus, tu ești tare și noi te urmăm pe tine și tu, toți, pentru că vine pe lângă casa lor, înțelegi? Dar așa Domnul Iisus spune, eu să mă duc în pustiu, chiar dacă leprosul lucra neînțelept, și la mine o să vină numai oameni din pustiu. La mine o să vină din oraș oameni care trăiesc în pustiu. Tu știi de ce Dumnezeu te-a ales? Pentru că tu erai unde? Adu-ți aminte unde tu erai. Tu erai în pustiu. Așa e sau nu?
Da, tu trăiai în cetate, mulți trăiesc în Padova, dar în pustiu. Și e că din pustiu oamenii se duceau, că Iisus e stăpânul pustiilor. El vine... El vine în pustiu și îi caută pe oamenii din pustiu. Totodată, frate și soră, din cei ce s-au procedat leprosul neînțelept, ia o lecție din asta. Fii sincer, dar nu încurca niciodată lucrării Domnului. Auzi? Nu încurca. Cine ești tu să încurci? Că din pricina ta Domnul stă în pustiu să vorbească, când el poate să meargă prin oraș. Poate să meargă peste tot. Nu încurca. Gândește-te totdeauna când tu vrei să ieși, eu știu, nu că să ieși, sau spui o propoziție, gândește, eu o să încurc sau nu? De la asta, Domnul, o să trebuie să duc în pustiu din pricina mea sau o să meargă în oraș? Așa e? Filipeni, capitolul 1, versetul 12 la 18. Vreau să știți, fraților, apostolul Pavel spune, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Așa e. Tu ai înțeles un pic ceva aici? Toți vesteau Evanghelia. Din duh de ceartă sau de bună voie, ei toți o vesteau. Sincer. Numai că apostolul Pavel zice, cei din tâi care, din duh de ceartă, care sunt înțelepți și din duh de ceartă vestesc, ei, știți care e problema la ei, Pavel zice? Ei nu știu cum vestesc Evanghelia, că mai adaugă la lanțurile mele. Ei așa o vestesc într-un fel, cât mine mai tare mă bat aici în pușcărie, din prisina lor. Îți dai seama, eu mi-i închipui pe ei vreo 2-3 care s-au dus la soția stăpânului pe pușcărie și au zis, dacă tu nu te păcăiești, o să mergi în iad. Înțelegi? Și stăpânul a zis, tu i-auzi? Ia vezi ce vorbesc așa, nu te păcăiești, mergi în iad, tu ești păcătoasă. Calviniștii vin, dar tu nu ești mântuit, că nu ai fost aleasă de la început. Înțelegi? Auzi că noi nu suntem aleași de-aia. Și după asta polițistul vine la Pavel și zice, bă, atâi vorbesc din astea, bă? Mai aduci-ți un lanț aici. Și l-a legat Pavel acolo. Pavel zice, fraților, din pricina unora sunt adăugate lanțuri. Cum credeți, apostolul Pavel când a fost legat în lanțuri și adăugate lanțuri din pricina unora, cum credeți, Pavel îl înțelegea pe Iisus? Apostolul Pavel îl înțelegea pe Iisus când Iisus din pricina la un lepros o trebuie să stea în pustiu. De atâta, frați și surori, în Biblie este scris, nu trebuie de făcut cu ușurință, da, lucrarea Domnului, trebuie înțelepciune care, da, ești sincer, dar fii și înțelept. Amin? Nu adăuga la lucrarea la lanțurile fraților. Nu fă pe Domnul ca să duc în pustiu, fă tot ca să scadă lanțurile de pe frață. Înțelegi? Nu. Dați vă spun cum la mine, mie mi s-au adăugat la lanțuri. Eu n-am stat în pușcărie pentru Hristos, eu trăiesc în Londra, în Europa. Dar eu vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin piețe, împreună cu frații noștri din adunare. Ba în piața aia, ba în piața, oriunde noi vestim, dăm Biblie la oameni, spunem despre Hristos. Și odată, eu stăteam între vreo 5-6 musulmani și ei îmi puneau întrebări, că să mă atace. Trei erau preoți. Și ei făceau din barba lor și îmi puneau întrebări să mă atace și îmi zice, cum Iisus a putut să nască fără tată? Ei, și Domnul îmi dădea, că eu mă duc cu Domnul la luptă. Eu zic, exact cum Adam s-a născut fără mamă, a fost creat fără mamă. Știi? Domnul l-a făcut fără mamă. Știi? Iisus, fără tată. Dar măcar că ești tată din cer, ei vorbesc de tată, ei sunt firești, ei vorbesc firești.
Și că eu le răspundeam, mie mi-era greu. Totodată ei s-ar țăgoși așa la lor, musulmani, dădeau multe întrebări de astea prostești câteodată și eu le răspundeam, dar mi-era greu. Eu pe moment mă aflam în lanțuri, un pic. Și vine cineva, ca și cum, care se dădea soră, vine deodată și pune mâna pe musulmani, e ca și cum au venit să mă ajute. Pus mâna pe ei și ca și cum se ruga în limbi, și arab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 
Și eu zic, tu ce faci aici, femeie? Eu vreau să încerc cu cuvântul să distrug, cu Evanghelia. Și tu vii și le faci din asta, eu cred. Și el mi-a zis, tu ești? O adăugat la lanță și a trebuit vreo două ore să vorbesc cu ei despre asta. Când eu eram gata, acolo despre mântuire merge vorba. Eu mai cunosc Coran, mai cunosc multe lucruri, cum să vorbesc cu ei, cum să-i iau. Înțelegi de atât? Ascultă, fii foarte înțelept. Da, Domnul te-a vindecat, bravo! Să zicem că ai fost bolnav și Domnul te-a vindecat din toată inima, Domnul te-a vindecat și gata. Fii înțeleaptă, când intri între alte două femei bolnave, fii înțeleaptă cum intri. Nu poți fi neînțeleaptă și sinceră. Ei, eu nu știu cum pe voi, dar pe mine Domnul m-a vindecat. Înțelegi? Poate se întâmple cu un frate, predica, și la un moment dat el a căzut un pic, sărăcit, cine știe ce are în casă acolo, știi? Sărăcit un pic, zici, nu poți să vii și zici, ce cuvânt mi-a dat Domnul ăsta. Înțelegi? Da, e adevărat, ți-a dat Domnul cuvânt, ești sincer că ți-a dat cuvânt, laudă pe Domnul, dar fii înțelept cum îi spui lui, ca să nu adaugi la lanțurile lui. Amin? Amin? N-adăuga la lanțurile lui. Nu-l trimite pe Iisus în pustie. Fii sincer și înțelept. Amin? Uite, copilul e sincer și înțelept. El își formează glasul. Da. Fii sincer și înțelept. Fraților, eu asta am vrut să mă împart cu voi.